salutare și bine v-am găsit la un nou video! Astăzi vreau să vă prezint beneficiile săria mare și o să vedeți despre ce este vorba în minutele următoare. Dar până una alta, nu uitați acolo de un like, un share, să afle și prietenii dumneavoastră. Pe noi ne ajută foarte mult, iar pentru dumneavoastră este total gratuit. Nu vă costă nimic, abonați-vă la canal. Astăzi o să vă prezint beneficiile sării amare, și anume sarea Epson. Eu nu am adus punga, pentru că nu dorim să facem reclamă niciunui distribuitor. Eu am pus în acest borcanel. Astăzi o să vă prezint beneficiile sării amare, care aduce beneficii în culturile noastre, și anume este vorba despre sarea Epson. Este extrasă natural și provine din râul cu același nume Epson, din Marea Britanie. Aportul de magneziu din această sare contribuie la absorbția azotului, fosforului și potasiului din sol. Se poate folosi la legume, flori, pomi, dar este benefică și pentru om. Vom realiza că plantele noastre au frunzele mult mai verzi, deoarece magneziul se află în compoziția clorofilei, clorofila fiind responsabilă cu fotosinteza plantelor, ajutând să aibă o nutriție echilibrată și cea mai bună fotosinteză, și veți obține flori și fructe mult mai multe și mult mai dulci. Sarea Epson este o sare albă cu gust amar, inodoră, poate fi folosită și în uz extern pentru oameni, la băi de șezut, băi de picioare, se mai poate pune și în șampon. Pentru curățarea tenului, iarăși este foarte bună, să faceți un peeling, iar pentru uz intern, dar asta numai la recomandarea medicului, ajută la detoxifierea colonului și constipației. Dar despre asta nu discutăm foarte mult, că este doar cu recomandare medicală. O să vă spun modul de preparare pentru plantele dumneavoastră. Și vom dilua o lingură de sare Epson în 5 litri de apă. Se vede, da? Da. Se amestecă. Se aplică radicular, adică la rădăcina plantelor, sau mai puteți folosi și o ceașcă cu vârf, la 100 de metri pătrați, se presară, iar apoi se irigă locul foarte bine. Noi o folosim prin sistemul de picurare și punem undeva la 200 de linguri, adică echivalentul la 5 kg de sare Epson, la 1000 de litri. Am pregătit o surpriză lui Cori, să vedem ce... I-am zis că trebuie să filmăm ceva și să arătăm și roșiile, și i-am pregătit o surpriză, ia să vedeți, ia uite, și i-am pus aici. O să îi zic să vină pe aici, pe mijloc, un pic să ne arate roșiile. Ia uitați ce e pe aici. Și i-am pus și o pârlă asta aici. Să tăceți din gură, să nu-i spuneți. Noi am aplicat această sare amară și haideți să vă arăt și rezultatele. Ia să vedem. Ia. Ce? Ce e asta? Ce e, domne? Muream. Serios? Mișcă? Haide, domne, ce mi-ai făcut? Ce dă-mi acolo? Ia uite. Ai, ia uitați, nu știu dacă se vede pe filmare. Vedeți ce frunze verzi avem, ce textură verde. Nu știu dacă se observă foarte bine. Toată chestia este de la această sare. Da, ce mi-a făcut cu asta. Era să fac infart. Da. Vreau și să vă prezint ceva aici. Hai, lasă că ți-o fac eu ție. Na? Ce să-mi faci? Doamne. Hai, prezintă-ne aici, ia, ce vrei să ne prezinți? Ai și uitat de ce ne-ai adus aici. Gata, dă-o încolo.
acolo de șopârlă, că nu vreau, că m-am speriat. Serios. Să o lăsăm aici, așa? Ia uitați. Da. Au început să albească. Deci au nevoie de potasiu și o să înceapă să se coacă. Da. Da. Și aici. Și aici. Sunt legate mai mari și sus. Sunt și mai mici. Noi această sare o folosim o dată pe an. Eu am fost Cori. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați acolo de un like, un comentariu, un share să afle și prietenii dumneavoastră. Și abonați-vă la canal. Este total gratuit. Nu vă costă nimic, iar pe noi ne ajută foarte mult în creșterea canalului. Cu ocazia aceasta ne vom da seama și noi cine ne urmărește materiale până la sfârșit. Eu nu v-am reținut degeaba și o să vă spun ceva. Probabil că fiecare poftește la un pepene în această perioadă și o să vă spun cum puteți să simțiți gustul de pepene cu un castravete. Castraveții deja au apărut, îi găsiți la piață. Castravete cu zahăr. Am zahăr aici. Se vede? Da. Chiar are e gust bun? De pepene. Serios. Uite să încerc și eu. Tu nu știai? Nu. E, nu știai. E foarte bun. Să ne spuneți în comentarii acolo, încercați castravete cu zahăr și să vedeți dacă are gust de pepene. Afară a plouat. Ia uite așa a plouat. Nici nu poți să intri în grădină pe aici. Și încă sunt nori de ploaie. Ia uitați ce nori sunt. Peste tot nori de ploaie. S-ar putea să mai dea o ploaie. Ne vedem la noi materiale. V-am pupat. O zi bună. Pa, pa. La revedere. La revedere.